Comisarii de la Protecția Consumatorului Hunedoara au sancționat contravențional societatea Enel Energie S.A. cu 2 amenzi în valoare totală de 100.000 de lei. Sancțiunile au fost aplicate după ce la Comisariatul Județean s-au depus mai multe reclamații legate de modul în care compania facturează consumul de energie. Prima sancțiune contravențională în valoare de 50.000 de lei a fost aplicată ca urmare a reclamațiilor primite de la consumatori privind modul de facturare, respectiv neluarea în calcul a indexului transmis de operatorul de distribuție și emiterea de facturi pe index estimat. A doua amendă a fost aplicată pentru nerespectarea măsurilor dispuse printr-un proces verbal de constatare a contravenției anterioare cu privire la aceleași aspecte. Cele două sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea legii 363/2007 privind practicile comerciale incorrecte, respectiv acțiuni înșelătoare, și s-a dispus restituirea sumelor încasate în plus, informează Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Hunedoara.